180 de persoane au încălcat legea atunci când s-au afișat cu panglica Sfântului Gheorghe în ziua de 9 mai, anunță poliția. Printre acestea sunt și persoane cu demnitate publică, dar și deputați. Legea este egală pentru toți și va fi aplicată de oamenii legii, spune guvernul. Iar socialiștii, unii dintre care au purtat ieri simbolul bicolor, declară că vor contesta în instanță toate amenziile. După evenimentele festive din ziua de 9 mai, poliția anunță că 180 de persoane au sfidat legea atunci când s-au afișat cu panglica Sfântului Gheorghe, interzisă în Moldova. În 16 cazuri au fost vizați oficiali, 9 dintre care sunt deputați. Încălcări au admis și 5 persoane cu demnitate publică din autonomia găgăuză, mai spune IGP. Au fost întocmite 15 procese verbale, înmânate 9 citații, iar 7 persoane au fost audiate. Încălcările se referă la utilizarea emblemelor, a steagurilor, a pancartelor sau altor materiale ce conțin simboluri, imagini ori texte cu un conținut obscen, discriminatoriu, fascist ori extremist, mai spun oamenii legii. Mesajul foarte clar și tranșant este că legea este egală pentru toți și va fi aplicată de oamenii legii. Asta înseamnă o democrație corectă, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului Daniel Vodă. Partidul Socialiștilor, în frunte cu Igor Dodon, care a purtat la piept simbolul negru-oranj, a declarat că intenționează să conteste în instanță toate amenziile aplicate de către poliție. Într-un comunicat de presă, socialiștii acuză poliția că a încălcat legislația. Nu avem nicio îndoială că toți șefii Ministerului Afacerilor Interne și reprezentanții poliției care au întreprins acțiuni ilegale cu ocazia Zilei Victoriei vor fi pedepsiți conform legii, susține PSRM, care insistă că au avut dreptul să poarte panglica atât timp cât acest lucru nu a justificat sau glorificat agresiunea militară și crimele împotriva umanității. Am cerut o reacție la acuzațiile socialiștilor de la ofițerul de presă al IGP Cristina Ababi, dar și de la purtătorul de cuvânt al MAI Olivia Melnic, dar deocamdată nu am primit un răspuns. În data de 9 mai însă, polițiștii care împărțeau avertizări și amenzi spuneau că se conformează legii, fără a menționa la ce articol anume fac trimitere. Oamenii însă își argumentau poziția prin faptul că panglica o poartă în semn de recunoștință și omagiu adus eroilor și făceau trimitere la decizia înaltei curți. De anul trecut, la inițiativa PAS, pe teritoriul țării este interzisă confecționarea, promovarea sau răspândirea panglicii Sfântului Gheorghe și a literelor Z și V, utilizate drept semne distinctive ale armatei ruse în războiul din Ucraina. Opoziția a contestat legea la Curtea Constituțională, iar judecătorii au decis că poliția trebuie să demonstreze dacă simbolul bicolor este utilizat în scopuri ilegale sau promovează agresiunea militară sau crimele împotriva umanității. Autoritățile și oamenii legii au declarat că decizia Curții Constituționale nu schimbă nimic și că vor fi aplicate amenzi celor care vor purta simbolul bicolor. Iar șeful IGP a spus că panglica poate fi purtată doar într-un singur caz, dacă aceasta face parte dintr-o medalie. Dacă ea nu este parte componentă a unei distincții, medalii, care poate fi cumva confundată, ea este interzisă, a explicat atunci Viorel Cernăuțeanu. Unii dintre cei vizați de poliție la evenimentele legate de 9 mai ne-au spus că vor contesta în instanță amenzile. Persoanele fizice care vor sfida legea pot fi sancționate cu amendă de până la 9.000 de lei, cele cu funcții de răspundere riscă amenzi de până la 18.000, iar persoanele juridice cu până la 30.000 de lei.